Federația Română de Bob și Sani a sărbătorit astăzi la Câmpul Lung 100 de ani de existență, iar despre eveniment ne-a vorbit chiar președintele Sorina Țicu. Centenarul Federației Române de Bob și Sani e astăzi la Câmpul Lung, 16 septembrie. Suntem onorați să continuăm tradiția și sunt foarte bucuroasă să vă transmit entuziasmul tuturor celor care sunt astăzi aici cu noi la Câmpul Lung Mușcel. Mulțumesc încă o dată gazdelor noastre, Clubului Sportiv Mușcel Câmpul Lung, care de fiecare dată ne primește în cele mai bune condiții pentru organizarea evenimentelor noastre. Iată că și astăzi, la 100 de ani, pe care îi marcăm împreună la pistele de Bob și Sanie Starturi, este un prilej de bucurie pentru cei peste 120 de sportivi aflați la startul competițiilor naționale. Peste 100 de sportivi din întreaga țară, de la juniori și până la seniori, au fost prezenți în baza Clubului Sportiv Mușcel Câmpul Lung pentru a participa la competițiile de starturi programate în această perioadă la Bob, Sanie și Skeleton. Astăzi, pe pista au intrat seniorii de la Sanie, printre aceștia numărându-se și cei mai reprezentativi sportivi ai acestei discipline, respectiv Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu, care la final surprinzător s-au clasat doar pe locul 3. În jurul orei 12 a început festivitatea aniversară a celor 100 de ani, coordonată de președintele Sorina Țicu, moment în care au fost premiați cu o medalie aniversară, o serie de foști și actual sportivi de performanță, oameni din lumea sportului care au sprijinit într-un fel sau altul acest fenomen, reprezentanții cluburilor sportive din întreaga țară, care au secție de Bob și Sanie. Urmează un moment festiv special dedicat aniversării celor 100 de ani de activitate Bob Sanie în România. 1924 este anul în care Federația Română de Bob și Sanie devine membru afiliat al Federației Internaționale de Bob și Skeleton. O personalitate care și-a adus aportul în activitatea Federației Române de Bob și Sanie de-a lungul timpului, poate cu un aport deosebit și o carieră impresionantă. Alături de noi, fără mai multe cuvinte de prezentare, astăzi domnul Dragoș Panaitescu, membru de onoare al Federației Române de Bob și Sanie, de asemenea profesorul Mircea Fulger, antrenorul emerit Iulian Păcioianu și antrenorul emerit Silviu Dan Scurtu. Domnule Panaitescu, felicitări! La mulți ani, să fii sănătos și să rămâneți în continuare alături de noi, să-mi sprijinim pe cei tineri, să continuăm tradiția. Mulțumesc! E și o onoare, dar e și o mare bucurie că am ajuns să sărbesc această 100 de ani. Sunt foarte bucuros, în primul rând, că încă am ocazia să fiu în această familie. Cum se ține asta? Destul de numeroasă încă. Și este o mare onoare să sărbăm 100 de ani de Bob și Skeleton și Sanie aici în Câmpul Lung.
În cadrul festivităților de premiere, fiecare sportiv și oficial aflat astăzi aici va avea ocazia să adreseze un mesaj Federației Române de Bob și Sanie. În acest sens, un album a fost creat special pentru acest eveniment, astfel încât noi, cei de astăzi, să transmitem mai departe și să continuăm tradiția Bobului și a Saniei românești. Facem la catalog, la 100 de ani de la înființarea Federației. Suntem onorați să participăm și să ducem mai departe tradiția și rezultatele foarte bune obținute de această federație în decursul celor 100 de ani. Doamna director. Mulțumim. 50 din cei 100 de ani au fost petrecuți alături de Federația Română de Bob și Sanie și de antrenorul lotului olimpic feminin de bob, profesorul Paul Neagu. Astăzi este o zi deosebită pentru mine, pentru că 50% din acest eveniment îmi aparține și mie. De 50 de ani sunt în slujba acestui sport, bobul, din 1974, când am luat pentru prima dată parte la prima competiție cu Ion Panțuru. Dar iată că m-am îmbolnăvit așa de mult încât nu mai pot să-i dau drumul acestui sport și iată-mă la vârsta de 25 plus, încă 100% angajat în acest sport de înaltă performanță al sporturilor de iarnă cu mari tradiții în România, bobul. Privim spre o altă medalie la Jocurile Olimpice? Noi am privit tot timpul după această medalie din 68 și eu cred în... Încă o medalie la Jocurile Olimpice, dar până ajunge la Dumnezeu sunt niște trepte și aceste etape pe care noi le absolvim în momentul de față cu sportivii foarte talentați, cred că ne vor duce la o medalie, dacă nu în 2026, la în 2030, dar avem speranță prin sportiva Andreea Grecu, care este în momentul de față de 3 ori vicecampioana Europei și locul 5 în lume, să aibă șanse reale în 2026 la Jocurile Olimpice din Cortina d'Ampezzo.